Anișoara se poate bucura în sfârșit de o copilărie normală. Este primul an din viața ei când ea merge la grădiniță. Iar cel mai important pentru ea este că nu mai stă singură în casă, ci are aici o mulțime de prieteni. Ochii mari și albaștri ai Anișoarei sclipeau de atâta entuziasm. Savura fiecare joc organizat de educatoare. Ce faceți voi aici? Puneți fotografiile? Da. Dar unde ai pus tu fotografia ta? Aici. Ce scrie aici? Bucurie. Ne-a primit în grupa ei și cu o mândrie evidentă ne-a prezentat toți prietenii noi pe care și-a făcut aici. Miranda, Irina, Tania. De când era în grupa voastră? De vara aceasta. Cum ați primit-o? Călduros. Bunica ei, care o crește singură cât timp mama e plecată la muncă în Rusia, e încântată să o vadă printre copii. E tare strage la grădiniță, tare, e nu s-o sătura de joacă. E nu s-o jucat cu copiii, e numai pe spitaluri a fost. Deși e la fel de firavă și emotivă, Ana pare acum alt copil. Cu exact un an în urmă, în decembrie, număra al cincilea an pe care îl trăia într-o lume separată, parcă. Suferea de o malformație gravă a sistemului cardiovascular. Din această cauză nu putea merge la grădiniță, iar singura ei prietenă era sora mai mică. La mine, cum e la grădiniță? Bine. Dar cu cine te joci? Cu copii. Familia ei trăia cu teamă că în orice moment s-ar putea întâmpla ce e mai rău. Săraci fiind, oamenii nu reușeau să adune banii necesari pentru o operație la Moscova. Aici ținem porșii. Nu mai am nicât, tot am vândut. Telespectatorii Pro TV i-au înțeles durerea și au donat fiecare cât a putut. Iar în ajun de Crăciun, micuța avea deja adunată suma necesară pentru intervenție. S-a adunat suma de 100.122 de lei. Sunt ai dumneavoastră, Ana, sunt ai tăi pentru ca să mergi la operație și să fii sănătoasă. A fost apoi operată la Moscova. Au fost clipe grele, o intervenție cu complicații, dar până la urmă Anișoara a ieșit învingătoare. Cum a fost la Moscova? A fost greu. Câteodată chiar spune bunică, mulțumim lui Dumnezeu că ne culcăm și noi seara, să ne sculăm dimineața, nu mai avem probleme să ne sculăm în timpul nopții, să chemăm salvare. Și iată-o, plină de viață și de speranțe, făcându-și planuri pentru un nou Crăciun. De data aceasta, unul care nu va mai veni cu teama pentru ziua de mâine. Știu că l-așteptați copii să vă împarte jucării, nu nici bomboane, ciocolace, cât creioane colorate.